Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de azi vom discuta despre puterea cu exponent număr întreg a unui număr rațional nenul. Matematică, clasa a 6. Să vedem ce înțelegem prin putere cu exponent număr natural pentru un număr rațional nenul. Dacă A este un număr rațional nenul și N este un număr natural nenul, prin A la puterea N înțelegem produsul A ori A ori A de N ori, adică produsul având N factori, toți aceștia fiind egali cu A. A fiind un număr rațional nenul. Prin convenție, A la puterea 0 egal cu 1, A la puterea 1 egal cu A. Nu are sens 0 la puterea 0. Înscrierea A la puterea N se păstrează aceleași denumiri în sensul că A se numește baza puterii, iar N se numește exponentul acesteia. Iată două exemple. Primul, 1 pe 3 totul la puterea 3 înseamnă, conform definiției, produsul dintre 1 pe 3 ca număr rațional cu el însuși de 3 ori, adică 1 pe 3 ori 1 pe 3 ori 1 pe 3, adică 1 pe 27. Dacă vom avea fracția minus 1 pe 3 totul la puterea 3, adică numărul rațional minus 1 pe 3 totul la puterea 3, acesta, conform definiției, se va scrie și va fi egal cu minus 1 pe 3, denulțit cu minus 1 pe 3, denulțit cu minus 1 pe 3. Conform regulii semnelor, obținem minus 1 pe 3 ori 3 ori 3, adică 1 pe 3 la 3, adică 1 pe 27. Acum, definim puterea cu exponent număr întreg negativ a unui număr rațional nenul în felul următor. Considerând A, număr rațional, diferit de 0, și N, natural nenul, vom avea A la puterea minus N egal cu 1 pe A la puterea N. Așadar, spre exemplu, 1 pe 3 la puterea minus 3 este 1 supra 1 pe 3 totul la 3, adică 1 supra 1 pe 27, conform cu exemplul anterior, adică 27. Respectiv, minus 1 pe 3 totul la minus 3 va fi 1 supra minus 1 pe 3 totul la 3, adică 1 supra minus 1 pe 27, așa cum în exemplul anterior la punctul 2 am văzut, adică minus 27. În continuare, precizăm câteva aspecte legate de regulile de calcul cu puteri. În esență, acestea sunt aceleași ca și în cazul puterilor cu bază număr întreg nenul. Așadar, A la N ori A la M va fi egal cu A la puterea N plus M, orice A număr rațional nenul și pentru orice N și M numere întregi. Două exemple pentru această proprietate. La punctul A, minus 2 pe 3 totul la 3, înmulțit cu minus 2 pe 3 totul la 5, se copiază baza minus 2 pe 3 și exponenții se adun, 3 plus 5, obținând minus 2 pe 3 totul la 8. Regula semnelor ne spune că minus la putere pară ne dă plus, așadar rezultatul este plus 2 pe 3 totul la puterea a 8. La punctul B, 3 pe 4 înmulțit cu 3 pe 4 la a doua, se copiază baza 3 pe 4, se adună exponenții 1 respectiv 2 și obținem 3 pe 4 totul la puterea a 3. Aici calculele ne sunt facile, obținând 3 la a 3 pe 4 la a 3, adică 27 pe 64. A doua proprietate, A la N împărțit la A la M, cum anume împărțim două puteri cu
aceeași bază exponenți diferiți, se copiază baza A și se scad exponenții n minus m. Relație valabilă pentru orice a rațional n-ul, orice n și m numere întregi. Exemplificăm prin două situații, minus 2 pe 3 totul la 5 împărțit la minus 2 pe 3 totul la 3, obținem minus 2 pe 3 la puterea 5 minus 3, adică minus 2 pe 3 totul la 2, minus la putere pară ne dă plus, așadar rezultatul final este 4 pe 9, 2 la 2 pe 3 la 2. Punctul B, 3 pe 4 de împărțit la 3 pe 4 totul la 2, ne dă 3 pe 4 la 1 minus 2, adică la minus 1, adică 4 pe 3. Reamintim proprietatea că fracția, o fracție de tip A supra B totul la puterea minus 1 este egală cu fracția B supra în condițiile în care A și B sunt numere nenule. O altă proprietate, A la puterea N totul la puterea M este A la puterea N ori M pentru orice A număr rațional nenul și orice N și M numere întregi. Exemplificăm prin două situații, A mic minus 1 pe 2 totul la 3 și totul la puterea minus 5, adică minus 1 pe 2 totul la puterea minus 3 ori 5, deci minus 1 pe 2 totul la puterea minus 15, adică 1 supra minus 1 pe 2 la puterea 15, deci 1 supra minus 1 supra 2 la 15, rezultatul fiind minus 2 la puterea 15. Numărul fiind destul de mare, nu îl vom calcula concret, îl vom lăsa sub această formă. Pentru punctul B obținem 5 pe 7 totul la 2 și totul la puterea 3, egal cu 5 pe 7 totul la puterea 2 ori 3, adică 5 pe 7 totul la puterea 6, deci 5 la 6 supra 7 la puterea 6. La fel, numerele fiind destul de mari, dacă ar fi să ridicăm la putere 5 la 6 sau 7 la 6, putem lăsa rezultatul sub această formă, deci nu vom efectua calculele până în final. Proprietatea 4 ne spune că A ori B la puterea N este A la N ori B la N. Oricare ar fi A și B raționale nenule și oricare N număr întreg. Spre exemplu, minus 5 ori plus 9 totul la a doua ne dă minus 5 la a doua înmulțit cu plus 9 la puterea 2. Evident că putem mai departe să calculăm și să spunem că rezultatul este 25 ori 81 și așa mai departe. Ne interesează mai mult modul în care aplicăm această proprietate pe exemple concrete. Proprietatea 5, A împărțit la B totul la N, este A la N de împărțit la B la N pentru orice A și B raționale nenule și N număr întreg. Un exemplu, 2 pe 3 totul la 3 este 2 la 3 supra 3 la 3, adică 8 pe 27. Vă mulțumesc pentru atenție și participare și vă aștept la o altă întâlnire online. La revedere!